Bună seara, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjean. Numele meu este Cătălin Pasăre. În această seară vorbim despre handbal, pentru că a început sezonul, a început anul 2017 cu bine pentru echipa noastră CSU Constantin Brâncuș. Formația care duce tradiția mai departe, vorbesc de tradiția handbalistică în Gorj, a reușit un rezultat pe care mulți nu l-anticipau, să spun așa, egal la o candidată certă la promovare, CSM Oradea. Alături de mine în studioul Radio Accent este antrenorul principal al formației noastre, domnul Adrian Gorun. Bună seara, domnule Gorun, și mulțumesc că sunteți alături de noi. Bine v-am găsit. În dreapta dumneavoastră, noua achiziție a clubului CSU Constantin Brâncuș, este vorba de Raul Heimbach, venit de la Reșița. Bună seara, Raul, îți mulțumesc frumos că ai ales să fii alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit. Și antrenorul secund al formației noastre, domnul Bogdan Chepea. Domnul Bogdan, mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Și noi vă mulțumim. Bună seara. Așadar, un egal surprinzător. A spune la prima vedere, dar după cum a arătat jocul, după cum mi-a spus și dumneavoastră și după reacția spectatorilor, a echipei adverse, domnule Gorun, un egal pe deplin meritat. Cum a fost meciul de la Reșița și... De la Oradea. De la Oradea, am zis Reșița, mă gândeam la Raul, că l-am acolo. Cum a fost meciul de la Oradea și, încă o dată, dacă dumneavoastră considerați o surpriză, pentru că asta v-am întrebat și când v-am intervievat prima oară în acest sezon oficial, da, dacă dumneavoastră considerați o surpriză având în vedere problemele cu care s-a confruntat echipa noastră înainte de startul acestui retur. Ce să spun, ținând cont de situația celor două echipe din clasament, bineînțeles că pare o mare surpriză. CSM Oradea este o echipă care avea până în momentul de față 10 victorii și un singur rezultat de egalitate. Și noi am reușit să facem egal pe terenul acestei formații foarte puternice de Liga a doua. Dar pentru mine personal nu este o surpriză, pentru că am simțit tonusul jucătorilor de la antrenament. Venirea lui Raul a adus un plus și mi-am dat seama la singurul antrenament pe care l-a făcut împreună cu noi că ne va fi util în acest joc și va fi o surpriză plăcută pentru noi și neplăcută pentru adversari. Și atât așa a fost. Din câte țin eu minte, da, în meciul tur, deși puteam vorbi de alte date ale problemei, era și primul meci, bineînțeles, energia mă urmărește fantoma vechii da, echipe, dar dumneavoastră duceți tradiția mai departe, de aici energie. UCB a terminat la doar un gol în spatele adversarului. Da, am pierdut jocul la un gol. Meci foarte strâns și acela. Strâns, dar în acel meci ne-au dominat, pot să spun că ne-au condus de la început până la sfârșit. La un gol, la două, am stat aproape. N-am reușit pe final. Am ratat câteva situații bune, chiar și de pe semicerc, și meciul s-a încheiat în favoarea lor, zic eu, meritat. De data asta pot să spun că noi am condus ostilitățile permanent. Am început meciul cu 3-0 pentru noi, 10-8. Spre finalul primei reprize ne-au egalat și chiar ne-au condus la un gol, 17-16. După pauză, iar am luat conducerea. Bineînțeles, au fost întorsături de scor, când ne-au condus ei, când noi, până pe final, când chiar aveam două goluri. Pot să spun că au fost și niște greșeli de arbitraj care în defavoarea noastră, dar una peste alta am scos un rezultat foarte bun. Și sunt mulțumit de jocul echipei pentru faptul că au fost foarte disciplinați. Cu elanul lor tineresc am jucat în mare viteză, am făcut spectacol, pot să spun, la Oradea. Faze de handbal spectaculoase, cu aeriene, cu... Am presărat jocul cu tot ce se poate numi spectacol. Deci, poate doar o victorie ar fi însemnat un debut mai potrivit sau un debut mai spectaculos. Fantastic, mai... să spun, da, da. Sau un debut fantastic pentru da. Echipa dumneavoastră. Noul interstâng al formației noastre, da, Raul, 5 goluri în primul meci pentru Universitatea Constantin Brâncuș. Ce te-a determinat în primul rând să alegi
formația din Târgu Jiu și cum ți se pare până acum atmosfera din sânul lotului, primul rezultat cu tine în teren? Păi, noi, adică, noi ne gândeam să câștigăm acel meci. Am condus majoritate din meci, noi l-am condus. Dar cum a ieșit domn profesor, pe niște greșeli de arbitraj, au trecut ei în avantaj și a trebuit noi să alergăm, să egalăm și să preluăm conducerea. În schimb, mă bucur foarte mult că am venit la CSU Constantin Brâncuș. Atât antrenorii cât și colegii de echipă sunt niște oameni minunați, oameni care pot să lucrezi, oameni care își doresc tot timpul tot mai mult ca să creștem și noi în valoare. Noi ne pregătim pentru fiecare meci, adică fiecare meci pe care îl avem de disputat, ne pregătim să îl câștigăm și sperăm să facem o figură frumoasă în acest retur de campionat. Domnul profesor spunea la un moment dat că ești cam din același film cu jucătorii săi. Îți place să joci în viteză, ești combinativ. Da, așa este. Noi ne cunoaștem de la Junior 4. Noi am fost rivali, am fost în aceea serie la juniorat. Și Târgu Jiu și Reșița erau cele mai bune echipe și atunci între noi era bătaia între locul 1 și locul 2. Și cunosc foarte bine și pe domn profesor, cunosc foarte bine și colegii și de asta am știut cam cum se joacă aici și ce se cere la această echipă. Bun, domnul Chepea, rezultat și de moral la Oradea în primul meci, poate construi energia din nou, mă rog, pot o să zic energia de acum încolo. CSU. Poate CSU, UCB, da, chiar. Cum, UCB. Cum? UCB. Da. UCB. Da, Club Universitar Constantin Brâncuș. UCB e prescurtare. Da, UCB. Și o folosesc UCB. Universitatea Constantin Brâncuș. Poate construi UCB pe acest rezultat de egalitate, al doilea rezultat de egalitate doar pentru CSM Oradea, care până acum are 10 victorii pe linie? Da, ideea este că noi am avut o presiune mult mai mică decât ei. Noi am mers pe principiul, mergem să jucăm. Nu ne gândeam la un egal, ba mai mult la o victorie. Ideea a fost că noi mergem, jucăm, fără presiune, fără emoții. Pentru Raul fiind, pot să spun, primul meci și după o zi de antrenament, în care, vă dați seama, n-am avut ce să facem decât să punem schemele să cunoască și el schemele de joc și na. Băieții au fost foarte, foarte bine motivați. Au avut o determinare maximă, pot să spun așa, inclusiv de la portar până la ultimul jucător. Da, moralul lor este mare deoarece toți își doreau să vină el. Da. Da, interesant punct de vedere. Da, este un plus. Vă dați seama, noi partea stângă o aveam descoperită, nu avem o echipă pe parte fizic sau în talie. Noi avem o echipă scundă față de restul echipelor care ne batem cu ele și asta, ne dominau foarte mult pe fizic. Venind el în zona centrală, face foarte bine apărare, cât și atac. Deci nu... Din punct de vedere al performanței din teren, este îmbucurător ceea ce ați văzut în prima etapă? Da. Este îmbucurător, v-am zis. Este un jucător de lot național în care a demonstrat. Domnule Gorun, să înțeleg că treptat, da, sau încet, încet, Alex Mănescu, fostul nostru capitan, pentru că ne-a plecat capitanul totuși, devine uitat poate la Târgu Jiu sau în angrenajul formației. Cât de grea a fost această pierdere și dacă vă așteptați până la urmă, după un tur de campionat, să-l pierdeți deja pe Mănescu? E bine, eu nu o să-l uit pe Alex Mănescu. Mi-a fost elev, l-am crescut. El a ales să plece, a considerat că e mai bine în altă parte. E alegerea lui. Până la urmă, noi a trebuit să ne repliem și să găsim soluții. În momentul în care am auzit că echipa de la Reșița s-au retras din campionatul Ligii Naționale, imediat m-am gândit la Raul Heimbach. Bineînțeles și
jucătorii mei, că am discutat cu ei și au dorit foarte mult să vină el, pentru că îl cunosc exact cum spunea, de la Junior 4. L-am contactat și atunci am stat câteva zile după răspunsul lui, pentru că a trebuit să gândească. El a avut și alte oferte, chiar de la CSM Oradea, de la Dobrogea Sud, Constanța. Și se pare că... greutate. Da, bineînțeles. Candidată la promovare. Probabil și ofertele pentru el au fost mult mai bune din punct de vedere financiar. Dar cred că în momentul de față avem o colaborare reciproc avantajoasă. Noi avem nevoie de el și el are nevoie de noi, pentru că a înțeles că el trebuie să joace. Și cred că i-am oferit cel mai bun lucru pentru el la 19 ani și jumătate cât are, postul de titular. Lucru care îl va face să crească în valoare foarte mult. El este un jucător de lot național, de tineret, dar nejucând poate să ajungă să nu mai fie cooptat în echipa națională, pentru că ceilalți componenți joacă pe unde sunt. Și chiar la Liga a doua sunt foarte mulți care joacă. Corect. Eu am observat și la un joc al echipei naționale că jucătorii care joacă puțin sau nu prea joacă au avut o evoluție slabă. Și aici n-aș vrea să dau nume, pentru că sunt chiar și jucători crescuți de mine. Am fost dezamăgit. Dar pentru că ei nu joacă acolo unde sunt. Cei care joacă se vede. Considerați că venirea lui Raul este principalul plus din acest intersezon pentru echipa dumneavoastră? Principalul plus. Este un plus foarte mare. Noi avem o echipă omogenă, tocmai pentru faptul că jucăm de foarte mulți ani împreună. El a venit și spuneam că e din același film cu noi, pentru că aleargă, este tânăr, aleargă, își dorește. Le-am cerut la meciul ăsta lucruri simple, nu am intrat în complexitatea schemelor, pentru că la un antrenament el nu avea cum să le asimileze. Da, timpul nu vă era prieten. Dar lucrurile pe care le-am cerut le-au făcut extraordinar și le-a ieșit. Raul, ce te-a determinat totuși să pleci de la Reșița? De fapt, a fost grea despărțirea, că presupun ce te-a determinat, nu mai era echipa acolo, dacă s-au întâmplat aceste lucruri. A fost grea despărțirea de acest oraș sau, nu știu, acomodarea cu... Că presupun că ești în plin proces de acomodare cu Târgu Jiu. Da, vă dați seama, niciunde nu este mai bine decât acasă, dar eu mi-am dorit să joc, îi cunoșteam pe colegii mei și... știam ce joacă și tocmai de asta am ales să vin la Târgu Jiu. Este un oraș frumos, o echipă frumoasă și eu zic că o să facem lucruri foarte bune împreună. Cât, dacă te-ai gândit cumva, cât timp ești determinat să rămâi la noi? Dacă... sau depinde și de obiectivul echipei? Nu, dacă totul este ok și... eu pot să ajut echipa, echipa mă poate ajuta pe mine, nu sunt dispus să plec, sunt dispus să rămân aici cât este nevoie de mine. Te-a atras cumva și faptul că la Târgu Jiu va fi și o sală modernă, ceea ce, cum să spun eu, ar trebui să atragă de la sine și anumiți investitori sau să oblige și autoritățile județene, să spunem, să mai vireze bancă pe handbal? Vă dați seama că orice sportiv își dorește să joace într-o sală ca și aceasta, cum se construiește, practic o arenă de handbal, cum se spune, și vă dați seama, acolo o să vină o grămadă de lume și toată lumea o să se uite și o să te aplaude. E altceva față din o sală mică care nu vine așa multă lume și practic parcă joci singur. Am înțeles. Domnul Bogdan, spuneați că aveți noutăți în ceea ce privește termenul de finalizare a lucrărilor de la sala sportului, pentru că toată lumea așteaptă până la urmă să ne mutăm în casa nouă, să vedem, poate este reactivată și secția de basket. Asta o să urmărim în perioada următoare, pentru că discuțiile au fost deja demarate și încet, încet ar fi o mare gură de oxigen, spun eu, pentru iubitorii sportului din județul Gorj să fim din nou în sala polivalentă și într-o sală polivalentă ultramodernă, să spunem. Da. Am avut o discuție, am fost la Consiliul Județean. Am vorbit cu domnul vicepreședinte Ciprian Forescu. Dânsul mi-a spus că
să tragem cât putem și să menținem această echipă, pentru că vor fi și vremuri bune. Și e păcat, pentru că se construiește o sală și un stadion și nu o să se mai folosească ceva de genul. Ca și timp de lucrări, ce am înțeles, undeva sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai, anul acesta, va fi gata. Acum noi nu ne gândim neapărat la termenul acesta, am zis să începem chiar turul de anul acesta, 1 octombrie sau când o să înceapă, în noua sală. Dar teoretic ar prinde, având în vedere programul Ligii a doua, ar prinde la sfârșitul lui mai, ar mai prinde handbalul în... Nu. N-ar mai prinde, ba, nu? Da, ultima etapă e pe de fapt, 20 mai. Am și eu în față. Da, da, exact. Dacă la sfârșitul aprilie ar fi gata, dar știți da, cum e cu... Exact. Depinde de prea mulți factori, un termen avansat. Da, termenele de finalizare nu... Nu corespund întotdeauna și am văzut asta la stadion, nu mai știu dacă, de fapt nu știu dacă este tras la răspundere X sau Y, pentru că până la urmă astea sunt lucrări guvernamentale, să spun așa, date prin ordonanță de guvern și așa mai departe. Până la urmă vor fi finalizate, asta este o certitudine și orașul Târgu Jiu va avea și un stadion modern și o sală a sporturilor la standarde înalte. Rămâne veșnica întrebare dacă o să fie și echipe care să joace. La handbal, din fericire, iată că, cum spuneam, Universitatea Constantin Brâncuș duce tradiția mai departe. Erau ceva probleme financiare, domnule Gorun, și tocmai dumneavoastră îmi spuneați că țin și de minister, o să vină și niște bani de la Consiliu. Haideți să lămurim treaba asta și pentru telespectatorii și ascultătorii noștri, pentru că mulți spun, domnule, când a plecat, de exemplu, Mănescu, uitați, a plecat capitanul, nu e certitudine la UCB. Care a fost, de fapt, situația aici cu banii ăștia? De ce au fost blocați, dacă vreți să folosesc termenul ăsta? Această echipă s-a constituit la mijlocul anului trecut, în vară. Orice proiectare bugetară se face la începutul anului calendaristic. Noi nu eram cuprinși nici în bugetul ministerului și nici al Consiliului Local. Și atunci a fost foarte greu, pentru că cei de la minister n-au găsit resurse să ne dea, n-au putut să facă rectificări bugetare la alte cluburi, să ia și să ne dea nouă. Corect, da. Iar Consiliul Județean ne-au ajutat cu 1 miliard lei vechi, bani cu care am fost așa la limita de subsistență, dar măcar am rezistat cu ei. Acum am înțeles că ne-au aprobat un buget destul de bun, care din calculele mele cred că ne permite ca în vară chiar să mai luăm 2-3 jucători valoroși, tot așa, de vârsta lor, și să construim o echipă chiar puternică cu care să ne batem la promovare. O echipă tânără la care să nu umbli mulți ani de zile. Asta e ce-mi doresc eu în proiectul meu. Pentru că până la urmă lotul se triază, jucătorii se triază. Vedeți, au plecat 3, Mănescu și încă 2. A venit Raul și alți doi, Țiu Denis și Șerban Alberto. Un alt tânăr, pivot de talie bună, 18 ani, care crește lângă noi și eu cred că va da randamentul scontat. Când spuneați că doriți o echipă la care să nu se umble mult timp, vă referiți la faptul că acești tineri au posibilitatea să crească în exprimare aici la Târgu Jiu, să aibă continuitate? Eu sunt convins că în următorii 2-3 ani vor crește foarte, foarte mult. Vor fi de nerecunoscut. Totul e să ai ochi, să știi să-i alegi și să-i ții pe aia care merită. De ce zic? Pentru că am experiența de la Energia și aducându-se anual câte 6-7 jucători, omogenitate nu era niciodată. Și se începea campionatul cu rezultate proaste, apoi când era omogenitate se termina campionatul și îi schimbam. Iară 5-6 noi. Și era o chestie care se
perpetua. Și nu vreau să mai răsucesc cuțitul în rană suporterilor, dar, mă rog, suporterilor, iubitorilor sportului din Târgu Jiu și așa mai departe, dar ăștia 5-6 jucători care veneau, poate în vară, veneau pe niște sume fabuloase. Pe sume foarte mari. Orașul nostru, zic încă eu. Un avantaj, că această echipă e constituită în majoritate din localnici, copii crescuți aici, și bineînțeles cu plombele de rigoare, jucători de valoare, cum e și cazul lui. Unul dintre, sau un alt motiv, Raul, care te-a determinat să vii la Târgu Jiu este și faptul că vrei să rămâi în circuitul echipei naționale. Cât de mult contează pentru tine, pentru că ești internațional de tineret acum, pe viitor să reprezinți România, chiar naționala mare? Vă dați seama, orice handbalist, orice sportiv își dorește să reprezinte țara lui. Și eu, la rândul meu, mă bucur și mă mândresc că reprezint România și numai prin muncă și seriozitate poți să ai convocări la echipa națională. Ca să-mi explici și mie și telespectatorilor, cât de greu este să te impui pe postul tău de inter stânga? Sau, mă rog, pe postul de inter, să nu luăm inter stânga dreapta. Nu știu ce să... Este un post, zic eu, ca și oricare, ca și centru, ca și extremă, fiecare post are greutățile lui. Extrema n-ar putea să joace inter, interul joacă mai greu extremă, deci vă dați seama, niciun post nu seamănă cu celălalt. Fiecare post este, nu știu, are particularitățile lui. Sau da, vă dați seama. Responsabilitățile. Da. În primul rând, de la nivelul somatic până la știința jocului. Centrul este creierul echipei, interul este responsabil pentru aruncarea, extremele pentru alergare și tot așa. Ce obiectiv personal ți-ai propus alături de echipă? De fapt, un plan personal, cam ce vrei să realizezi la Târgu Jiu în returul ăsta? Pentru o zi de antrenament, evoluția de la Oradea mulțumitoare spre foarte bună, după părerea antrenorilor. Păi atât eu cât și colegii și domnii antrenori pregătim fiecare meci pentru victorie. Nu ne gândim că mergem, sunt pe primul loc și pierdem, gata. Noi îl pregătim să-l câștigăm, mergem acolo și luptăm până în ultimul minut. N-avem că Oradea a fost mai bună sau că e primul loc. Noi pregătim, mergem, jucăm și la final vedem rezultatul. Știu că aveți și ceva probleme cu accidentările, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule Borun, vă axați pe tineri. Domnul Chepea, ne puteți spune despre aceste probleme, dacă mai sunt? Erau jucători importanți care, de exemplu, n-au jucat la acel meci de tristă amintire cu Timișoara și... Da, mulțumim lui Dumnezeu că nu mai avem accidentați. Și-au revenit. Era vorba de Vlad Mladin, centrul, și Constantina. Doi jucători de bază. S-au refăcut, se vede. Cât de greu e pentru dumneavoastră să jucați fără, să zicem, două piese grele din angrenajul echipei? Pentru că totuși aveți un lot destul de subțire, părerea mea. Da. Destul de subțire. N-aș putea spune. Balanța e echilibrată, așa, din punct de vedere valoric. Numai că unii au jucat mai mult, alții mai puțin. Lucrul ăsta se vede până la un moment dat. Depinde și de joc, de adversar. Da, la asta mă refeream, nu neapărat numeric. Da. Am găsit soluții și pe partea stângă și pe partea dreaptă. A crescut mult în valoare și Dumitrescu, un jucător de 18 ani. Cine e capitanul, chiar? Capitanul, nou capitan este Constantina Sabin. Da, de anticipat. Da. Spuneați că a crescut în... Da, și avem câțiva jucători care pot juca pe mai multe posturi și în momentul ăla putem să schimbăm. Dar mai puțin pe postul de inter, nu? Inter stânga, chiar și inter stânga. Chiar și inter stânga. Da. Pe absolut orice post avem variante de joc. Din punctul ăsta de vedere înseamnă că stați bine, aveți, nu știu, flexibilitate în da, în chiar echipă. Și la Oradea mi s-a accidentat pivotul și am băgat
în teren un jucător care de fapt e Inter stânga, un jucător foarte tânăr, 18 ani, ungureanu, l-am băgat pivot și a făcut față foarte bine, chiar a dat 3 goluri, nu? Da. Deci în situații cheie, pe final de joc. Nu. Dacă ar fi să, nu știu, să mai doriți un jucător în echipă, pe ce poți l-ați cu opta? Păi acum cred că mi-aș dori să am un interdreapta autentic și un pivot mi-aș mai dori. Mă gândesc acum la ce știam eu, la becherul Mihai, jucătorul nostru de la Târgu Jiu. E tânăr, e de vârsta lor și, bineînțeles, Mănescu Bogdan. Interdreapta. Bogdan mai joacă la... Cât de des o joacă, de fapt, la echipa asta de club? Eu, la ce am văzut, nu prea joacă. Cam nu joacă. Și n-ar fi, nu știu, un împrumut, n-ar fi util pentru ambele părți. Că asta din vară, să vedem cum ne orientăm, ce, da. Avem un plan, dacă nu se poate, vom găsi soluții. V-ați gândit și la strategia asta cu mai mulți jucători împrumutați sau nu rentează pe termen lung? Sau vorbim de jucători, nu știu, cu experiență, dacă echipele, așa, dacă echipele celelalte nu... În cazuri de extremă urgență, apelăm și la împrumuturi, numai că eu nu prea sunt adeptul împrumuturilor. Trebuie să fie jucătorul nostru, să fim omogeni, să jucăm împreună pe termen lung. Am înțeles, da. Bun, urmează meciul cu Sighișoara, da? Da. Centrul Național de Excelență, de la asta vine CNE, nu? Da. Domnul Chepea, cum vedeți confruntarea asta? Jucăm acasă. Da, jucăm acasă. Nu trebuie să ne culcăm cu urechea că am venit de la Oradea cu un egal. Sunt jucătorii foarte buni și experimentați. Ținând cont că și ei au avut acasă cu HCM Sighișoara, cealaltă echipă de la care noi am luat bătaie. Și ei au făcut un egal. Deci dacă ar fi să luăm rezultatele, nu este chiar un meci simplu. Nu este deloc un meci simplu. Nu trebuie să tratăm... Bine, e diferență foarte mică. Noi suntem pe locul 7, ei sunt pe locul 8. Adică aceeași linie de clasament. Da, ținem cont că e centrul de excelență. Deci echipa care completează, practic, lotul național de juniori. De juniori, da. O echipă cu talie foarte bună și practic cu cei mai buni juniori din țară. Am jucat în tur la ei, meciul n-a fost atât de simplu pe cât arată rezultatul. V-ați detașat pe final, dacă ține. Da, ne-am detașat pe final. Cred că undeva s-au hazardat și au ieșit avansat și acolo n-au făcut față jocului. Pentru că n-aveam decât 2 goluri. Și atunci, din dorința de a recupera, antrenorul i-a scos avansat și a făcut o mutare greșită aici, pentru că imediat ne-am detașat, am trecut foarte ușor de ei, pentru că noi avem jucători mai scunzi, dar foarte tehnici și iuți, și de asta ne-am dus la diferența aia de 11 goluri. Raul, suntem favoriți în opinia ta, jucăm acasă. Suntem favoriți din punct de vedere că jucăm acasă, dar niciun meci nu seamănă cu celălalt și băieții la Sighișoara vor veni aici pentru victorie. Noi ne dorim la fel victoria, vom pregăti foarte bine meciul și, după cum am spus, nu ne vom da la o parte în fața nimănui. Trebuie să jucăm și trebuie să obținem cât mai multe victorii. Îi cunoști pe băieții de la Sighișoara? Care crezi că ar fi punctele lor forte? Păi, în mare parte, cunosc băieții, sunt și tineri ca și noi și tocmai de asta va fi un meci de care pe care, un meci de viteză, un meci de contraatac, repliere și tot așa. Domn profesor, meciul sâmbătă la ora 12, dacă să știe și iubitorii handbalului, sala Voievod Litovoi. Da. Promiteți o victorie? Eu, din punctul meu de vedere, da. Eu cred că vom câștiga. Dar, bineînțeles, nu poți să câștigi decât pe teren. La nivel declarativ discutăm, dar acolo vom vedea. Eu cred că vom juca, băieții au atitudine și nu se pune problema, cred că vom câștiga. Bun, ce v-ați propus în
acest retur. Avem o linie de clasament cu 4 victorii, un egal, da, și 7 înfrângeri. Puneați la un moment dat, după terminarea campionatului, că v-ați fi dorit să fiți ceva mai sus în clasament sau, dacă nu neapărat ceva mai sus în clasament, să aveți o linie mai bună. Bine, ați pierdut și unele meciuri și din cauza faptului că ați avut accidentări. Dar ce să ne așteptăm în această parte a doua a sezonului? Am pierdut 4 jocuri la limită. Le-am pierdut și pe fondul ăsta, că am avut accidentări. Poate o motivație nu prea bună la unii jucători, pentru că au fost problemele financiare așa cum au fost. Eu ce mi-aș fi dorit? Mi-aș fi dorit să prind un loc de baraj pentru a experimenta. Pentru a fi un an experimental, să experimentăm chiar și barajul. Jocuri cu presiune și cu echipe foarte bune. Dar cred că lucrul ăsta este posibil. Dacă jucăm ce am jucat la Oradea, diferența aia de 10 puncte se poate elimina fără probleme. Deci sunteți optimist? De ce nu? Oricum, cred că obiectivul 1-6 ce ne-am propus noi la început îl vom îndeplini. Ce sperați, domnul Chepa, pentru partea a doua a sezonului? Normal, sper la mai bine și chiar sunt foarte optimist după jocul făcut la Oradea. Nu știu, văd o altă schimbare la băieți. Chiar nu pot să îmi dau seama ce s-a produs, ce s-a întâmplat. Au dormit mai bine, mănâncă mai bine, mănâncă altceva, nu știu. Poate a fost și șocul ăsta al plecării lui Alex, nu știu, venirea lui Raul. E un alt suflu la echipă, zic, poate este unul din motive. Da, poate este și acesta un motiv. Problema este că în urmă cu începerea campionatului am avut un meci amical la Craiova, în care am jucat contra lui Alex, Alex fiind adversarul nostru, în care le-am câștigat la un gol. Deci, băieții s-au descurcat destul de bine, am avut un alt joc. Nu am jucat mai mult în viteză și o altă înțelegere, o relație de joc între ei. Și cred că și asta a fost un motiv în care am plecat la Oradea să venim cu o victorie sau cel puțin cu un egal. Știți că la un moment dat, nu știu dacă mă înșel, vă rog să mă corectați, ultimul meci din tur a fost la Craiova, parcă. Da, deplasare la Craiova. Și am pierdut la o diferență de 5 goluri sau ceva de genul ăsta. Da. Vorbeam chiar cu Alex Mănescu înainte de meci, care juca la noi atunci, evident, și l-am întrebat: Alex, ce crezi, câștigă meciul ăsta? Eu zic că în mare parte da, câștigă. Pentru că până la urmă nu l-am câștigat. Cum e Universitatea Craiova? Nu putem vorbi de o rivalitate la handbal, dar acum și prin venirea lui Alex sau, nu știu, văd că sunt pe locul 4 în momentul de față, sunt peste noi în clasament, au o linie destul de bună, 8-1-3. Da. Sunt peste noi valoric, asta va valoric nu. Eu cred că nu sunt peste noi. Niciodată n-am înțeles cum de sunt acolo. Cum de sunt pe locul 4, da? Au fost pe 3. Pe 3 sunt, nu pe 4. Da, pe 3. Am văzut un CS în față și am zis că sunt la fotbal, la CS Universitatea Cluj, pe 3. Da, 8-1-3 e linia de clasament și sunt pe locul 3, într-adevăr. Probabil n-am analizat foarte bine, poate au avut turul de campionat mai facil, nu pot să-mi dau seama, dar părerea mea că nu sunt peste noi. S-a și demonstrat, am fost în meci amical la ei și fără Alex la ei, nu venise nici Raul și am și câștigat tot, jocul. Tot. Bine, da. Amicalele nu se compară cu oficiale, știți compară. Vorba aia, dar... Nu se compară, așa e. Ne punem un semn de întrebare. Nu, cred că până la urmă... Că vorbind de Alex Mănescu, cred că era liderul informal, liderul din vestiar, care nu prea mai aducea lucruri constructive. Era părerea lui. N-a înțeles că problemele se vor rezolva, n-a mai avut răbdare și atunci... Cred că mai financiare, presupun. Da, da, da. Și cred că mai trăgea și al jucătorii după. Asta nu mi-a plăcut. Dacă el a ales să plece, e treaba lui. Da. Adică... Și imediat s-a schimbat treaba. Când a plecat el, deja era o atmosferă bună. După ce a plecat, când a venit el, atmosfera a fost și mai bună și eu sper să continue sunt, așa. Da, sunt unele lucruri pe care puteți să construiți, într-adevăr. Da.
din punct de vedere, Raul, din punct de vedere al nivelului, cum ți se pare handbalul din România în acest moment, pentru că tu trebuie să crești în handbalul ăsta, și cum ți se pare eșalonul secund ca nivel valoric? Vă dați seama, la Liga Națională este alt contact, fiind jucători mult mai în vârstă decât la divizia A, și eu cred că pe parte fizică tinerii stau mult mai bine decât cei mai în vârstă. Dar pe parte fizică acolo suntem dominați. Pe forță. Da, pe forță. Cum vezi tu tranziția asta de la, nu știu, de la Liga 2 spre Liga 1 sau de la junior spre senior și, nu știu, acumularea fizică și ce vă mai trebuie ca să vă bateți cu cei de Liga Națională? Păi trebuie forță și trebuie să fii cât mai serios, adică foarte serios la antrenament, și trebuie să tragi de tine foarte mult, pentru că numai prin muncă și seriozitate poți să ajungi să joci handbal și să câștigi din handbal, dacă chiar asta îți dorești cu adevărat. Da, pe de altă parte, domnule Chepea, ce părere aveți? Ce au în plus CSM Minor, Baia Mare, CSM Oradea, echipele care conduc, haideți să spunem într-o manieră detașată, față de noi? Clasamentul, da. Față de noi. Cred că au mai multă experiență. Ce știu eu, primii șase, cei care sunt titulari, sunt foști de la Liga. Corect, da. Deci clar că ca și fizic stau mult mai bine. Dar, bineînțeles, noi dominăm pe viteză, ceea ce asta e strategia noastră. Nu așteptăm să ne lovească sau să facă faulturi, să ne lovească. Viteză, faza a doua, gol și ne întoarcem repliere. Deci experiența, poate și, nu experiență, știu, fonduri mai semnificative? Automat, jucătorii în vârstă și experimentați joacă și pe bani mai mulți. Da. Iau un alt deja fond sunt de consacrați, acolo. Sunt, deja, da, pretențiile lor sunt mai mari, normal. Și pretențiile publicului, probabil, dacă ne referim la Baia, da, Mare. Bun, haideți să luăm o pauză publicitară, revenim cu partea a doua a emisiunii curând. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Dacă ați ales Târgu Jiul, vizitați Pensiunea Jiul. Pensiunea Jiul Central, prețuri de 2 stele și condiții de 3 stele. Situată în municipiul Târgu Jiu, ultracentral, la 50 de metri de axa ansamblului Constantin Brâncuș. Dispunem de camere spațioase, amenajate conform standardelor europene, dotate cu cabină de duș în fiecare cameră, internet wireless gratuit, căldură și apă caldă non-stop. Pensiunea Jiul Central, ne facem remarcați prin serviciile excelente și prin personalul atent selecționat. Pensiunea Jiul Central. Liniștea dumneavoastră, misiunea noastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 16 februarie, numărul 2, sau la numărul de telefon 0253-211-085. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Patiseria Francisc,
din ingrediente atent selecționate și respectând cu strictețe tainele și rețetele vechilor patiseri francezi, Patiseria Francisc, situată în Târgu Jiu, strada 30 decembrie, numărul 4A, lângă restaurantul Dorexim, vă așteaptă cu produse proaspete din patiseria franceză, realizate în laboratorul propriu. Și nu ratați oferta noastră zilnică. Dacă alegeți să beți cafeaua la Patiseria Francisc până la ora 12, veți primi din partea noastră un croissant gratuit. Patiseria Francisc încearcă gustul desăvârșit al produselor de patiserie franțuzești. Vizitează-ne și vei rămâne cu un gust plăcut. Rețeaua magazinelor Max se extinde anul acesta în județul Gorj. Începând cu 1 martie, Max deschide un nou magazin de prezentare în Bumbești Pițic, la doar 8 km de Novaci, prin Pocioavaliște, accesibil și locuitorilor din Alimpești, Baia de Fier și Polovraci. Aici veți găsi gresie, faianță, parchet, uși de interior și uși metalice, căți de baie, cabine de duș, obiecte sanitare și alte articole pentru amenajări interioare și exterioare. Max, civilizația în comerțul cu materiale de construcții. De la 1 martie și în Bumbești Pițic. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servis automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14 octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, semințe de grâu, triticale și orz import Germania marca Staten Union. Staten Union. Informații la numărul de telefon 0769-633-205. În legătură directă, dragi prieteni, vorbim despre handbal în această seară. Așa cum vă spuneam, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a început cu dreptul, un egal în deplasare la CSM Oradea și spun că a început cu dreptul pentru că echipa din Oradea avea 10 victorii și un singur rezultat de egalitate în acest campionat. Bineînțeles, o formație care se bate alături de CSM Naur Baia Mare pentru primele două locuri, locurile fruntașe. Dacă n-ați fost de la începutul acestei transmisiuni alături de noi, e bine, în studioul Accent TV, da, e bine, Bogdan, îl avem pe, avem pe domnul Adrian Gorun, antrenorul principal de la
Universitatea Constantin Brâncuș. În dreapta sa, noua achiziție a formației noastre, Raul Heimbach, noul Inter stânga și domnul Bogdan Chepea, antrenor secund la, la formația din Târgu Jiu. Bun, domnilor, vorbeam și cu Raul despre nivelul campionatului la, la această pauză. Domnule Gorun, dumneavoastră, în această pauză, de fapt, domnule Gorun, dumneavoastră spuneați despre cum vă propune să creșteți în, în următorii ani. Și eu vă spuneam că există și premise pentru a înființa o, o secție de, de basket tot pe Universitatea Constantin Brâncuș. Vă temeți cumva de, nu știu, de împărțeală sau de gestionarea fondurilor pe, pe termen lung sau credeți că odată cu această investiție, cu sala sportului și așa mai departe, lucrurile vor intra pe un făgaș normal? Cum să vă spun eu, cât ne putem întinde plapuma într-un oraș ca Târgu Jiu? Nu mai e dezmățul de până acum sau irosirea banilor, mă rog. Nu, nu mă tem. Ba, din contră, e un lucru foarte bun ca să avem sport de sală, să vină oamenii la sală. Basketul aducea mulți spectatori anii trecuți. Bine, acum probabil o să vină, o să fie o altă dimensiune. Nu mai jucăm în cupele europene la basket. Da, probabil că nu. Dar ar fi foarte important să facă și echipa asta de basket. Au o echipă de juniori. Încă mai e material, da, asta da. E bine de precizat. Încă mai e material în Târgu Jiu. Să joace localnicii, să se facă ceva pentru comunitatea locală, să jucăm la nivelul la care putem. Dacă financiar nu putem la ligă, jucăm la Liga a doua, nu e nicio problemă. Jucătorii care cresc și merită să joace în altă parte, le dăm drumul în altă parte, luăm alți jucători mai ieftini, jucăm la Liga a doua, dacă nu putem la Liga a întâi, nu e nicio problemă. Nu cred că se va împărți. De la minister sunt alocați bani pentru handbal, pentru handbal, pentru basket, basket. Nu e nicio problemă. Acolo sunt niște grile de punctaj pentru fiecare echipă. Nu e nicio problemă. Corect. Sunteți cunoscut, da, în județul nostru ca un om care știe să lucreze foarte bine cu tinerii și să scoată ce mai bun din, din tinerii handbaliști. Cum vedeți dumneavoastră în acest moment materialul care vine din urmă, da? Care aspiră poate să joace la Universitatea Constantin Brâncuș și mai putem vorbi de tineri doritori să facă handbal de performanță în acest moment? Sau în ce număr mai putem vorbi? Păi, acum dacă vorbesc de nivelul cel mai de jos de copii, corect. Cam puțini în ultimul timp mai vin să facă sport. Nu știu de ce. Probabil nici nu mai sunt copii. Școlile suferă de... Nu-și mai fac clasele, nu... sunt din ce în ce mai puțin copii. Deci, mediul școlar s-a diminuat, dar în, aici vorbim de echipa noastră. Pe la junior 1, junior 2, mai avem câțiva copii care promit și pot să facă pasul în următorii ani la această echipă. Apoi spuneam că trebuie să avem răbdare pentru că există particularitățile de vârstă. Ei încă sunt niște băieței acum, nu sunt bărbați. Peste vreo 2 ani, cred că putem să discutăm altfel și din punct de vedere fizic. Vorbeam de forță. Corect, da. Cum poți să acumulezi în perioada următoare? Sunt antrenamente specifice pe care trebuie să le facă? Bineînțeles, ei au program de sală de forță. Acum trebuie să vă spun că își plătești singur abonamentul pentru că își doresc să ajungă mari. Prin antrenament, prin faptul că ei cresc ca și vârstă și se vede. Au 18 ani, nu sunt formați 100% ca bărbați. Domnule Chepea, dumneavoastră, cum vedeți problemele astea? Adică, în momentul de față, putem spune că avem o generație care poate să ne reprezinte sau care poate să crească spre nivelul la care antrenați dumneavoastră acum, să fie aspiranți? Sau există unele dificultăți din punctul ăsta de vedere? Exact cum a spus și colegul, din ce în ce numărul de copii nu vin să mai facă sport. Nu neapărat că nu mai sunt copii. Și aici e un adevăr că nu mai numărul de născuți e în scădere. Nu înțeleg de ce. Obezitatea e foarte mare și ar fi un lucru bun pentru ei să poată să vină să facă un sport, poate să și descopere calitățile. Ei poate nu știu, acel copil poate să facă sport, să câștige un ban din sport.
Avem probleme, într-adevăr, la nivel de copii, nu prea avem, să zic așa, un rezultat bun pe baza asta de sport. Dumneavoastră, de unde luați materialul de lucru, să spunem? De la LPS? De la alte școli? Urmă cu... sau cum sunt monitorizați? 2 ani de zile am funcționat și la liceu sportiv, am profesat acolo. Am avut o echipă de juniori, 3, în care am dus-o până la junior 2. Sunt câțiva talentați în care domn profesor îi mai folosește la juniori 1. De acolo cred că putem să mai luăm ceva. Mai jos nu știu să vă spun, nu mai sunt la liceu sportiv și de aceea nu. Desigur. Raul, primii pași în handbal cum au fost, dacă tot vorbim de acest nivel? Cum te-ai hotărât să practici handbalul și ce te-a determinat să rămâi până la urmă în acest sport? Păi, la Reșița a fost UCM Reșița, care e triplă câștigătoare de Cupa Challenge și tot mergeam împreună cu părinții mei la sală și mergând meci de meci a început să-mi placă. A intrat microbul. Da. Și am început să-mi fac idoli și am vrut să ajung ca el și ca el și prin chestia asta am început și eu să joc handbal. Eu la Reșița am făcut handbal cu, pot spune, cu toți profesorii din Reșița și vreau să le mulțumesc tuturor pentru că cu ajutorul lor am ajuns să joc handbal de performanță și le mulțumesc foarte mult că m-au îndrumat spre acest sport minunat. Poți să ne spui care a fost întâiul tău model, dacă vrei, din sala de la Reșița, dacă ai avut un idol anume? Păi eu fiind interstânga, mi-a plăcut Ilie Vaidasigan și Mihai Rohosneanu au fost idolii mei, adică idolii mei români. Da, desigur. Vă dați seama că mi-aș dori să ajung ca Nicola Karabatic sau mulți alții, dar ei fiind români, am zis să îi urmez și mi-am dorit să fiu ca ei, să joc la nivelul lor și nu știu, mă mândresc cu ei că sunt români și tocmai de asta, asta m-a făcut să mă apuc de handbal și de asta îmi doresc să ajung să joc la nivelul lor. Care, unde te-ai vedea? Asta e bine, o întrebare șablon, unde te-ai vedea peste ceva timp sau peste 10 ani sau... Dar care sunt aspirațiile tale? Care este visul tău cel mai mare? Ce vrei să realizezi în handbal? Vă dați seama, trebuie să sper la tot mai mult, pentru că dacă sper la puțin, puțin ajungi și te... Vă dați seama, cel mai bine e să joci, zic eu, la o echipă care joacă în Champions League sau nu contează țara, sau, dar Champions League la momentul de față este, nu știu, alt handbal, este parcă din altă galaxie. Într-adevăr, da, de aceea este competiția supremă. Mai avem foarte puține minute la dispoziție, tocmai de aceea profit că am oameni de handbal lângă mine și aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră întoarcerea Cristinei Neagu în handbalul românesc, ce SM București a obținut semnătura jucătoarei care a fost în două rânduri, dacă nu știu, cea mai bună handbalistă de pe planetă, domnule Gorun? E foarte clar că e un mare plus pentru CSM București. Acum... Citeam și eu în ziar și am văzut că a venit pe un salariu dublu decât la Budușnost. Asta înseamnă că noi, la momentul ăla, n-am știut să o ținem. Nu că avem bani. Da, pe de altă parte, dacă mi-am amintesc eu bine, am citit un interviu cu Cristina Neagu și spunea că atunci când a plecat la Budușnost, le rămăsese datoare, a avut problema cu umărul, nu? Și a mai încercat, nu știu cine să o aducă înapoi, HCM Baia Mare, dacă nu mă înșel. Cred că HCM Baia Mare a avut acea echipă de fete, a încercat să o duc înapoi, dar tocmai de asta n-a venit, că se simțea datoare față de Budușnost, care a și câștigat liga până la urmă. Dar din câte am înțeles eu, dumneavoastră știți mai bine, sunteți în fenomen, nu poate fi folosită în Liga Campionilor, Cristina Neagu. Chiar nu știu. Cu handbalul feminin nu da, stau foarte... Da, așa citisem parcundeva, că nu poate fi folosită și mă gândeam că ar fi un mare minus dacă în sezonul ăsta nu ar putea intra în Liga Campionilor. Raul, tu cum vezi venirea Cristinei Neagu înapoi în România? Vă dați seama, fiind cea mai bună jucătoare a lumii și fiind româncă, toți românii ne mândrim cu ea și ne bucurăm că joacă la noi în țară. Este un plus pentru țara noastră,
ne mândrim că poate ajuta o echipă din România și multă baftă la CSM. Domnul Bogdan? E un lucru foarte, foarte bun, vă dați seama. Numai să nu fie probleme pe parcurs, pe partea financiară, să nu poată să îi susțină salariul. Ar fi culmea să nu avem și aici probleme, deci ar trebui să ne retragem din sport în perioada următoare. Da, da, dar nu se știe niciodată, pentru că și Olchim era în vârf, exact, mereu în Liga Campionilor, dublă finalistă, parcă. Olchim era în vârf datorită salariilor și faptul că Olchim nu mai era, s-a dus. Cine era Olchim odată și ce mai acum, că nu mai e nimic. Doamne sau ferește, se întâmplă același lucru. Chiar și Baia Mare, vorbim și de Baia Mare, echipa de fete. Așa e. Acum, ce mai este? Sperăm să fie bine. Problema este că a semnat pe 2 ani și aici e un pic, să zic așa, un pic ne sperie. 2 ani de zile să suporte același salariu. Pe de altă parte, poate e o, nu știu, ne sporește siguranța și că va juca în sperăm să nu fie o problemă și pe celorlalte echipe de la CSM, adică divizia la băieții, echipa mare de la băieții. Da. E clubul, e mare. Nu m-am gândit neapărat la asta, m-am bucurat că am văzut că a semnat. Da, normal că. Dar dacă iau istoria handbalului românesc, s-ar putea, mă rog, a sportului românesc. Deci am înțeles că nu vor mai ține la anul echipa de Liga a doua de băieți. Nu mai ține echipa de Liga a doua de băieți? Da. Baia Mare? Nu. Nu. CSM București, pardon. M-am gândit la Baia Mare că... Ei acolo au o piramidă, au de la juniori, Liga a doua, Liga a întâi, au tot. Și vor renunța la echipa de Liga a doua. Au rămâne cu juniorii. Probabil și tocmai că de asta, că au crescut unele cheltuieli. Au crescut unele salarii, da. Da. Bun, mai avem un minut la dispoziție, îmi face semne colegul. Foarte mulți antrenori, antrenori străini la echipele naționale de handbal, feminin, masculin. Cum vedeți aceste lucruri, domn profesor? Păi, ce să zic, s-ar putea să fie un plus. Poate avem ce învăța de la ei. Rezultatele deocamdată. Da, îi ajută. Îi ajută, da. Poate că e un suflu nou. Dar nu vă simțiți ciudat ca antrenor în România să conducă un străin? Bine, se întâmplă la multe sporturi, dar așa. Care sunt discuțiile? Că nu mă simt ciudat, că am văzut peste tot în lumea lucrul ăsta. Da. Raul, tu ce zici de... Nu vreau să comentez, vă dați seama, fiecare antrenor are modul lui de a pregăti meciul, modul de pregătire fizică, deci fiecare antrenor diferă de la un antrenor la altul, au alte scheme, altă tactică și tocmai de asta, fiecare e cu tactica lui. Un lucru benefic, domnul Bună? Da, probabil. Trecerea de la o echipă la cealaltă vine cu un alt plus, un alt stil de antrenament, un alt... o altă mentalitate. Deocamdată, da, sunt și rezultate. Da, sunt și rezultate, ce e drept. Da, probabil. E un plus. Să sperăm la rezultate îmbucurătoare și la primele reprezentative, pentru că până la urmă reflectă situația din handbalul românesc. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară la Sportul Gorjean. Vă mai așteptăm oricând cu inima deschisă și cu rezultate îmbucurătoare, pentru că fără îndoială, handbalul trebuie să fie la înălțime în județul Gorj și în Târgu Jiu. Așadar, multă baftă vă doresc pe viitor. Mulțumim. Punem punct aici sportului gorjean din această seară. Eu sunt Cătălin Pasăre. Ne revedem în fiecare marți la ora 20:15. Până atunci, să auzim mai de bine. La revedere.